fie numerele decimale 31 și respectiv minus 31. Conform standardului Intel, care este reprezentarea acestora în virgulă fixă, cod complementar cu semn? Vom începe cu numărul 31, iar primul pas este să îl transformăm în format binar. 31 se poate scrie și ca 2 la 4, plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus 2 la 1, plus 2 la 0, adică va fi 0001111111 în format binar, pe 8 biți. Deoarece 31 este un număr pozitiv, va avea aceeași valoare și în cod direct, și în cod invers, și în cod complementar, adică ceea ce am calculat deja, 0001111111. Numărul minus 31 poate fi scris în cod direct, la fel ca numărul 31, doar că vom pune pe prima poziție primul bit cu valoarea 1, indicând că este un număr negativ. Așadar, vom avea această reprezentare. Pentru a-l scrie în cod invers, vom inversa toate cifrele reprezentării în cod direct, în afară de primul bit care reprezintă bitul de semn, și vom avea 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Iar pentru a scrie în cod complementar, vom avea minus 31 egal, vom adăuga 1 la rezultat. Și vom avea 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Iar acesta este răspunsul.